Calau! Lumânări, panglici, prescuri! Beteală! Automobile! Floricele! Baloane! Lucru mare! Și lume! Lume, lume, lume! Guvernamental! Sfinte Andrei, protege-mă! Opozanți, mere! Mici! Cruci! Unchi, veri, văduve, orfani, icoare, bricege, săpun! Jandarmi! Deșteaptă-te, române! Și eu sunt român! Decorații! Decorați! Marseillesa! Vive la France! La 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 la! Liberté! Egalité! Fraternité! Hop și eu cu țața Lina! Tipografiști, nepoate, mătuși! Unchi, neni, veri, văduve, orfani! Alexe omului Dumnezeu! Portretul țarului! Poartea vânătorului! Cele mai noi invenții de la expoziția americană! Muște! Pop, cocoane, împiegați, pensionari, dame, popor! Târgoveți, târgovețe, țărani! Bomboane, gogoș, rahat! Intelectuali, artiști, poeți, prozatori, critici, tramvaie, tramcare, capete pârlite, bătături strivite, copii pierduți, părinți veți, mame prăbătite, guri căscate, raf, noroi, murdărie, infecție, lume, lume, lume. Vreme frumoasă. Dever slab. Criză. Criză teribilă, moșe. Lumea-i cu capul în jos, te distrezi și mor de râs, din nimica dai în plâns, dansuri, muzică și beri, viața zburdă de plăceri, de mascări și împerecheri. Carnaval în ritm vârtos! Simt enorm și văd monstruos. Mirosiți! Respirați! Respirați! Mirosiți! Mirosiți! Respirați! Lumea leargă roata în loc, obosită de noroc. Și mă cere, mamă cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere, mamă cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere de-un bărbuier, și mă cere de-un bărbuier. La 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 la
La la la la la la. Și mă cere, mamă, cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere, mamă, cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere, dumneavoastră. Aici este frizăria al domnului Jeremia? Da, poftiți! Barba, părul! Nimic! Atunci poate mă spălați pe cap! Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de... De măsea? Știi cum ți-o scap? Ei, nu de măsea, sufăr de bătăi! De bătăi, știi cum le... Ei, lasă-mă, omule, odată în pace! Nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi de inimă, înțelege odată! N-am venit aici pentru nimicul! Atunci pentru ce? Am o trebuință cu domnul Nigeri mea. Nu cumva ești dumneata? Nu. Eu sunt calpă. Domnul Nae nu e? Nu, domnule, l-aștept. Trebuie să vie foarte curând. Bine, atunci am să-l aștept și eu. Se poate? De ce nu? Poftiți? La dumneavoastră se fac și bilete de abonament? Da. 12 rasuri, 3 franci. Ceva la viva concurență. Să poftească oricare dacă le dăm mâna. Plumești mea ta, vine un rasor întuns 25 de centime cu pudră, unde migale, levante. Pentru frezat, spălat, bătături, se plătește supliment. Și biletele de abonament aveți cu o pecete ca asta? Nu, ăsta e din alea vechi. Gândesc că numai ăsta mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de munce, ai plecat din București. Trebuie să vă schimbăm ca să l-am tras din circulație. Nu e altceva cu biletul ăsta. Până acum vreo 3 luni aveam așa pentru economie, adică. Punea domnul aia pe cetă pe o bucată de hârtie ori de mucava și pe urmă la fiecare răsătură trăgea cu cerneală o dungă până se făceau 12. Acum când s-a întâmplat o istorie cu un spițer, a hotărât domnul aia să dea la tipografie, să-i le facă cu numere. La eras, țac! Îi dai numărul cu un spițer? Ce istorie? Al dracului spițerul. Închipuiește-ți dumneata. Lua un bilet, îl rădeai, trăgeai o dungă. Să zicem că asta era marți. Bun. Joi iar o dungă, sâmbătă alta, 3 dungi. Marțea aia la altă, te uiți la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trăgeai una, una și una, 2. Joi mai trăgeai una, care va să zică 3. Bun. Marțea aia la altă. Biletul alb. Ca laptă. Alb. Cum așa alb? Așteaptă să vezi că e frumoasă? A mers așa preț de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușterii mulți la eras, i-ai tras dunga, te culci pe urechea aia și nu mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seara vine spițerul. Și nu știu cum din vorbă era multă lume în prăvălie, lui domn Nae se pare că spițerul cere un bilet și îmi zice: Iordache, un bilet nou lui domnul Frichinescu. Frichinescu? Așa o cheamă. Iar el zice: eu bilet nou n-am cerut, al meu e început. Și frate, domnule, biletul alb ca laptele. Păi ce dracu? Ne uităm în lume, eu și domnul Nae, la bilet? Pe urmă ne uităm la spițerul? Ei? Pe urmă unul la altul și domnul Nae zice: bine, mă, și trage o dungă. Pleacă spițerul, zice domnul Nae: eu dacă? Biletul spițerului e cu scamatorie. Ia să-l ținem noi de scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pecetea, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui ca cașcavalul prăjit. Ei, sfârșitul sfârșitului, ce era? Păi stai să vezi, stai să vezi al dracului spițerul. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineața, altă dungă. Dar cu lențe n-am și cutii bișiri pe pervazul ușii. 2. Joi alta, 3. Sâmbătă alta, 4. Joi! Ei, vorbește odată, că nu am timp de pierdut. Parcă ziceai că aștepți pe domnul. Bine, aștept eu, aștept, dar vorbește! Păi dacă nu mă lași!
Joi, orai, striuntunți două dunci. 5 și cu 2, 7. Pe bilet 7, pe ușă 7. În sfârșit, sâmbătă, la raz iar, dau să scriu dunga pe bilet la 4 și cu una cu 5. Pe ușă 7 și cu una 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți, pe ușă 8 și cu una 9, pe bilet 3 și cu una 4. Și pe urmă, joi, pândește că nu e domna în prăvălie. Și după ce oraz zice, scrie una că am luat bilet nou de la domnaie. Pe ușă 9 și cu una 10. Hei, prin urmare? Hei, prin urmare. Degea, domnule, dușile cu doftorii cu metaluri de ale lor de la spițerie. Și cum a rămas? N-a vrut domnaie să facă scandal. Măcar că era de un procuror ceva. Domnaie, domnule, domnaie mai galant. I-a luat biletul și vreo 5 franci cât i-avea în buzunar, i-a făcut un moral bun din porc și de măcar nu l-a mai scos, i-a tras vreo două pară și l-a dat pe ușa afară. Ce idee! Ce idee mi-a venit! Bodicoloanele, parfumurile, pomădurile Didinei. Zici că biletele astea le-ați tras în circulație de mai bine de 3 luni? Păi da. Zici că domnul Naia a luat biletul cu scamatoria înapoi de la spițerul? Păi da, da! Ei! Timp de 10 luni cât spițerul v-a tras pe sfoară, numai cum bilet a lucrat? Păi știu și eu. Este putință. Altfel ați fi băgat de seamă cât mai degrabă. Ia adu-ți aminte. Dar de unde să-mi aduc aminte, domnule? E de mult. Ce idee. Ce idee. Ce idee. Eu m-am dus. Să spun lui domnul Naic, am să-i vorbesc ceva. Mă întorc numai decât... Spițerul. Michel. Mă întorc cât mai degrabă. Pardon, madame! Pardon, pardon! Iordache, unde-i Nai? Nu știu. A plecat azi dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să fie ca să mă pot duce și eu la mare. Am să-l aștept și eu. Dacă vine târziu, eu ce să fac? Să rap de foame? Trebuie să închis prăvălia și să mă duc la mâncare. Nu știu, nu voi să știu de nimic. Iordache! Ce? Iordache, sunt nenorocită! A simțit crecănel ceva? Aș crecănel! Îți spui că sunt nenorocită! Pentru? N-ai, pe care l-am iubit, pe care l-am... Pe care l-am adorat pentru eternitate până la nebunie! Tu știi cât l-am iubit! Dai, ce? Naia, mă traduce. Aș. Mă traduce la sigur. Nu știu acolo. La sigur. De 8 zile nu l-am mai văzut. Îi scriu. Bibi, Bangafaua pleacă mâine, miercuri, la Ploiești. Rămâi singură și amendată. Sunt foarte rău, bolnavă. Vino să-i tragem un chef. Și Neica nici nu-mi răspunde. Iubește pe alta. Iubește pe alta. Mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu. Gând la gând, cu dragoste, cu bucurie, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde. Așa. Mai credem oftului de cărților, frate. Trebuie să o știu. Trebuie să o aflu. Și o să fie un scandal. Un scandal, cum nu s-a mai auzit până acum în... Universul! Aș, Mița, nu fi mică, ți-a făcut spaimă de celuzie! Nu știu, trebuie să aștept dincolo! Al dracului mă doare! Dar știi cum? Un lucru mare! Nu mai merge, domnule, m-am hotărât! Trebuie să o încerc și pe asta! Ia poftiți, domnule, ia poftiți! Știi, s-o scoți! Scoate-mi-o! N-ai idee cum ți-o scot până se clipești din ochi odată, pac! Poftiți! Ce ne-am pus, domnule? Ce să-ți mai spun? Ce ne-am pus? Mi-am tăbăcit gingile! Ce ne-am pus? Ce să pui, domnule? Ce să pui eu? Odată vătămată s-a isprăvit! Picături de rădăcină de clește! Ce ne-am pus? În sfârșit m-a învățat astăzi unul de la noi, de la percepție. A, dumneata, ești de la percepție? Păi da! Că atindesc până la o vacanță. Nu e vorba, am cu ce trăi. Am parte în bogăserie la Ploiești. Îmi trebuie parale, nene, Iancu. Dar știi, oriși cât pot zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră, ca tânăr. Mai e vorbă?
Eu aș fi avut parale multe dacă nu încurcam în tratații de amor pe vremea războiului. O iubeam, domnule, o iubeam și ea mă traducea cu un ofițer de itidenție. Ei, și acum? Păi și acum nu-ți spui că sunt catindat? Dacă atindezi de mult, știi, că atindezi azi, că atindezi mâine, o lună, două, trei, bine, bine, până când? Păi nu e vorba, domnule, să mă facă ajutor sau înregistrat, dar măcar acolo, măcar ceva. Adică să te înainteze. Păi măcar un copist de clasa a doua, domnule. Ei, și acum câte leafă primiți în mână? Păi nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic! De 2 ani de zile, nimic! Mai nimic? Nimic! Dar reținere nu vă face. Nu, 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 asta ce e drept, nu, nu. Tot e bine. Ei, ia, dezleagă-te. Păi în ce? Păi legat nu poți. Ce? Pentru că nu poți căsca gura. Păi ce să cască gura? E, asta îmi place. Pentru ce ai venit aici, omule, măseaua? Măseaua? Păi da, măseaua, știi cum ți-o scot până se clipește în orică dată, pac, hai, șezi. Mersi, Neică, am șezut destul. Păi trebuie să stai jos, ca să am loc în sus să trag, dar picioarele cum? Păi nu mai scoți. Mi-a trecut. Cum ți-a trecut? Păi nu ți-am spus că m-a învățat unul de la noi, de la percepție? Zice că a citit asta în cartea lui Matei. De la Matei citire? Nu mai înghelistul, domnule! Ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia și face și băpsea pentru păr. Ei! Ei! Să zicem că mă doare. Întâi rad cât pot. Pe urmă pui doftorii. Pe urmă dacă vezi că nu merge, mă duc la un bărbier să-mi o scoață. Bun, cum intru? Ei, prin urmare. Cum intru, spun serios. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. De, par exemplu, adineauri la dumneata. Dar dumneata, măcar nici nu ai înțeles ce vreau eu. Ai, pe urmă mă dau în vorbă. Mai de una, mai de alta. Dacă intru, simți deodată ca un cuțit în gură. Cald! Și pe urmă rece. Pe urmă vii dumneata, sufirurgul, cu creștele și atunci simți iar un cuțit rece. Și pe urmă cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. Vezi dumneata, pe semne, nu știu cum devine. Care va să zică de astea naturii lucruri ceva că măseaua în interval de discuție de frică trece. Ha? Al dracului italianul! Fugi, domnule, cu superstiții italienești! Bine, îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Dumneata nu știi cum e naturelul la toate. Pentru că trebuie să aibă o bază. Ce nu are bază, cum poate să fie naturel, mă? O să-mi spui dumneata că mă treie al dumneitare că eu nu cunosc. Te-a învățat să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici mai așa la un capriț că e soare și să nu te ude? Ha, auzi, dumneata, mofturi italienești! Așa e, decât n-are a face cu măseaua. Ba prea are a face. Ba nu? Ba da, tot lucru, naturel. Ba nu? Ba da! Ba nu? Ba da! Ba nu? Ba da! Iar m-a bucat, dar știi, rău, rău de tot. Vezi? Vorba mea, știu eu. Știi să o scoți? Scoate-mi-o! Ce? Aduc leștele! Zic că te-a ciupit un purice! Odată, pac! Mi-a trecut! Ai văzut? E, vorba mea! Știu eu! Al dracului italianul! Salutare, Neică! Și mersi! Stai, domnule! Nu pot! Am o groază de avizuri de făcut la canțilerie. Salutare, Neică! Mersi! Așa haplea mai rar. Păi ce dracu face domnul Aide nu mai vine? Sunt aproape de 12, mă leșim de foame. A, Mița, uitasem. N-a venit Naia încă. Uite ce e economiță. Dumneata tot zici că l-aștepți. Eu mă repez aici aproape să-mi buc ceva și mă duc numai decât noi așa. Poți să te duci. Dar nu pleci. Să nu rămâie prăvălia singură. Ți-am spus odată că l-aștept până mâine, până poi mâine, până o veni. Bine, atunci mă duc. Mă întorc la moment, Mița. Și mă cere, mamă, cere. Cine dracu te mă cere? Și mă cere, mamă, cere. Să mă traducă pe mine, Naie.
Și să nu-mi răzbun. E peste poate. Un mușteric. Mă rog, domnul Naie nu s-a întors încă. Nu, domnule, și eu îl aștept. Dacă poftiți și dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul. Mersi, madame, mersi. Curățică. Mă rog, dumneavoastră sunteți rudă ori consoarta dumnealui? Nici rudă, nici consoartă, domnule, sunt... Adică i-am fost amică. Am venit aici pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneata nu poate fi ca la mine. La mine e o chestie de traducere. În amor? Da, în amor. Ca și la mine? Cum ca și la dumneata. Mi se pare, adică nu mi se pare, sunt aproape sigur că sunt tradus. Ca și mine. Și numai domnul Laia poate să mă pună pe urma aceluia care a devenit în chestie de traduc. Ah, dar n-are să-mi scape. Am să-i trag o curățenie spițerului să mă pomenească. E spițer? Da. Aflase mai din aur, de la băiatul de aici. Ah, de la Iordache? Da, de la Iordache. Mi-a spus cum îl cheamă, dar cu gândul la dovezi, i-am uitat numele. Pentru că am dovezi, doamnă. Am dovezi. Niște hârtiuțe pe care le-am găsit în odaie la Didina. Didina? Da, amanta mea. Cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar. Fiindcă până să n-o cunosc am fost tins de vardici la Ploiești. Și sunt nebun de gelozie. Toată noaptea n-am dormit. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. Câte nopți, câte nopți. Nu. Azi noapte n-a fost din gelozie. Pentru că încă nu începuse chestia. Am jucat la podul gârlei Conțena cu niște papugii până la 6 azi dimineață. I-am ras. Să nu te bucuri. Să nu te bucuri. Și eu câștig la Conțină, dar ce folos? Noroc la cărți? E noroc la omor. Ah, la mine nu e noroc. E știință. Îi iau la sigur. Poate să am o goană nebună să pierd. Eu joc Conțina oarbă cu fantele. Am eu și nerchezul meu. Bunioară, țiu cărțile în mâna stângă și joc cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă. Pentru o altă ocazie. Azi noapte i-am stins. Da! Nu mai vine, Naie. Altfel, dar azi dimineață, conița mea. Pe la 6 ceasuri mă întorc acasă la Didina. Bat la ușă, ea se scoală somnuroasă și îmi deschide. Era întuneric, a prins lumânarea. De obicei când vii prea târziu, ea e supărată și nu vorbește cu mine deloc. Se întoarce cu fața la perete și tace. Zic eu în gândul meu, o lasă doarmă. Mâine dimineață, când o vedea că am câștigat 3 poli, îi trece. Dau să mă dezbrac. Și încolo văd jos lângă mesicioară două hârtiuțe. Mă plec să le ridic. Cum le-am văzut, inima a început să mi se zbate. Le-am ridicat. Ce era? Un bilet de abonament la frizăria Modela lui domn Naie Jeremia? Naie Jeremia? Da, și un bilet de amor de la o damă către bibicul ei. Bibicul să da, către spițerul. Să vedeți cum am aflat pe urmă că e spițer. Cum am citit hârtiuțele și am văzut pecetea. Frizăria Model Naie Jeremia, mi-am luat binișor bastonul și patonul și am ieșit. Am mers la poliție, am cercetat și am aflat că aici este frizăria Model domn Naie Jeremia. Băiatul de aici mi-a spus... În sfârșit! În sfârșit! Ce să mai lungim treaba degeaba? Spițerul e. După câte mi-a spus băiatul, m-am dus cu biletul la o spițerie și i-am spus că aveam ceva scris pe bilet. Și că aș vrea să aștepți cu un fel de asenție și că aș vrea să știu ce era scris. Se poate? Spițerul nu știu ce a făcut, ce adres. A turnat pe bilet, mirosea aspir de țiperic. Și deodată toate dungele la loc. 55. Să fie cu putință. Le-am numărat, doamnă, le-am numărat. Spițerul Michel, l-am prins mai ceva decât domnul Naie Jeremia. Să fie, Naie. Yeah. Ce răzbunare ar fi. Domnule! Da. Zici că biletul de amor este către bibicul? Da.
Și este iscălit de cine? A ta adorantă Mița. Mița! 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 Domnule, ești sigur că e spițer? Sigur, mai încape vorba. Biletul era alb. Spir de țiperit și deodată toate dungile la loc. Le-am numărat. 55, doamne. Iată, poate să le numeri și dumneata. Și ai venit aici, aici, pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere. Da. Eu am o presimțire. Care? Cum e amanta dumitale? E, cum adică să fie? De roșu, de ghimbe, de tobă, ori... De verde. De verde. Da! Și ai luat dumneata biletul pe care zici că l-ai găsit în odaia Dani de verde? Da. Hai să-l văz. Hai să-l văz de grabă. Ah! Ia că domnule! Domnule! Nu te juca cu inima unei femei nenorocite! Spune drept, biletul ăsta l-ai găsit în odaia damii dumitale, jură! Pe onoarea mea! Ai văzut biletul? L-ai citit? Da! Bibi, Mangafaua pleacă mâine la Ploiești! Rămâi singură și ambetată, vino să-i tragem un chef a ta adorantă Mița! Ai văzut biletul? Da. Acum uită-te bine la mine. Hei! 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 Eu sunt nenorocita care a scris biletul ăsta! Se poate! Se poate! Se poate! Și omul care a fost în odaia amantii dumitale este amantul meu! Amantul dumitale? Spițerul? Ce spițer? Ce spițer, că nu-i spițer? A, nu. Nu se poate. Trebuie să mai vă explicați. Nu se poate. O răzbunare teribilă. Nu se poate, trebuie să-l cunosc și eu. Eu nu mă mulțumesc doar cu răzbunarea dumitale. Trebuie să mi-l răzbun și eu. Juri să ne răzbunăm împreună? Jur? Conomiță! Conomiță, ești aici? Vine! Cine? Da. Pardon! Vine Crăcănela al dumitale! Crăcănela? Ce caut aici, Crăcănela? E un totuca de atât de coț! Crăcănela a ieșat în vința între mai de prăvărie un domn... Plecați! Da! Și cu înțelegerea noastră cum rămâne? Mai vorbim normal! Da, da! Ciudatul lucru! Să fie vreun moftangioaică? Mă rog, dar cine e persoana asta? O damă! Damă, damă, văd eu că e damă, dar cine e? Lasă că-ți spui eu. Aici este doamna Efrizienă. Aici este. Dar nu e acasă. Da, mă rog, se întoarce. Cine e persoana asta? Lasă că-ți spui eu. Aud? Nu cred să se întoarcă așa de grabă, domnule. Dacă aveți trebuință chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară, poate să-l găsiți. În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vie. Așteptați degeaba, domnule, vine foarte târziu. De unde știi, poate să vii mai curând? Dacă îți spune omul că vine seara târziu. Poate să am noroc, nu știi dumneata de câte ori pleci pe un ceas și stai 5. De ce adică să nu pleci odată către 7 și să stai numai 1? Nu, de aici. Să-i spui să mă aștepte. Bate-mi în ușă când la ex-o frisit pe Crăcănel.
Îl exorcisesc acum. Să vezi. Da, m-a zis să așteptați. A, bine. Împiegat. Reputa până mai zilele trecute ca un funcționar model, ca om de oprobitate mai presus de orice bănuială și care fuge din țară lăsând la casa publică o foarte însemnată lipsă de bani. Bombă, bombă, bombă. E, boierule? Da. Domnul Nai nu mai vin. Trebuie să închid prăvălie. Am treabă să mă duc în târg. Închis? Atunci dacă închizi, trebuie să mă duc și eu. Dar sigur că trebuie să te duci. Nu o să te încuie omul aici. Salutare! Mă întorc eu numai decât! Cu plecăciune, doamne, cu plecăciune! S-a dus! Al dracului dobitor! De ce mușterie am parte eu astăzi? Mă rog, dar cine e negustorul ăsta? Cine urâtul ăsta? Da! E amantul Damii de acolo! Amantul Damii de acolo! Da? Da, mă, cu care am discutat eu adineauri, în Mița! Păi da, da! Ăsta e amantul ei! Păi da, frate, că nu spui odată, e amantul Damii de acolo, ce te prinde mirarea? Ăsta e bibimbul! Am pus mâna pe bibicul! Nu-mi scapă nici mor! Nici mor nu-mi scapă! Ăsta e nițel că am țipnit! Frumos carnaval! N-am ce spune! S-o scoți pe Mița! Credeam că nu mai vii. De ce? Te-au căutat doi inși. Cine? Unul, nu știu cum îl cheamă. Alălalt era Crăcănel. Crăcănel? Mhm. Auzi, Iordache? Da. Bine, ia. Am înțeles, am înțeles. Domnule, și cu Ana Mița, e aici. Mița? Mița e aici? Da. Mai Iordache, nu i-ai spus că nu sunt acasă și că viu târziu? I-am spus, dar a zis că te așteaptă până mâine, până poimâine. Am profitat de ocazie și m-am dus la bir pe-n colț să mănânc ceva. Și n-a apucat să gust de două ori și hop, vine Crăcănel și întreabă pe băiat unde e frizeria, modela lui Domnule. Am alergat de grabă să-i dau de peste coane Miții. Era aici negustorul ăla. Zice că are un bilet de abonament să-l schimbe. Ori să te întrebe ceva. E în sfârșit, nu știu bine. Da, eu o să zic că Mița e aici. Aici, bibicule. Ce? Îți pare rău? Ce? Să-mi pare rău? Cum să-mi pară rău, dragă, se poate, ea. Trimite de aici pe Iordache. Am să-ți pui ceva între patru ochi. Auzi? Iordache! Dacă n-ai treabă, fii bun și nerasă. Am să-i spui ceva în secret lui Mișuleică. Oh. Bine, mă duc. Mă duc să-mi spravesc porția de vază. Mă duc. Până la
Hai la la la, hai la la. Pe ce-i pui ușa? Poate să vie cineva să ne facă deranj. Am să-ți pui ceva între patru ochi. La 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 la, hai la. Naie? Ce? Bibicule? Ce? Tu nu mă mai iubești! Mițo, Mițo, e de unde ți-a mai venit și asta în cap, Mițo? Pentru ce n-ai venit alaltă ieri seară când ți-am spus? Am fost bolnav. Mițo, Mițo, nu. Ai primit biletul meu? Da. Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? L-am pierdut. Unde l-ai pierdut? Păi știu eu unde l-am pierdut. Că dacă știam că-l pierd, firește că nu-l pierdeam, na. Pipicule, pipicule. Ce? Oh, oh, oh! Vezi tu sticluța asta? E ce? Știi tu ce are înăuntru? Cerneală! Nu cerneală, Nico! Nu cerneală! Vitrion? Englezesc? Vitrion? Ești nebună! Ce? Ți-e frică? Sigur că mi-e frică, na! Păi pentru ce dacă te știi curat? Pentru că... Pentru că tu nu știi ce e aia, Vitrion! O, ba da! E un fel de metal! E metal, metal, dar nu știi ce poate face! O, ba da! Arde, Nic! Nu, nebună! Pârlește, Bibicule! Momentan! Tot, tot! Pe ce să ții tu asemenea lucruri? Pe ce trebuie? Pentru dumneata are o simenică. Și pentru didina dumneitare! Ce didină? Care didină? Numai tu știi ce spui! Ce didină ai? Care didină? Didina pentru care mă te aduci. Didina pentru care mă înșel. Didina pe care o iubești! Mizerat! E adevărat! Nu e adevărat! Am stat toată noaptea acasă, bolnav! Nu mint! Adinar, spuneai că nu știu unde ai pierdut biletul. Păi să-ți spun eu. Biletul meu l-a găsit în odaie la didina dumitale, respectivul ei. Ce respectivul? Pampodat! Vezi că știi cum îl cheamă? Da, unul înalt, bărbos, fioros, cu care o să ai de-a face chiar azi, pentru... A venit aici. Mi-a arătat biletul și eu i-am zis că omul cu traducere este cel care mă traduce și pe mine. Amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu întotdeauna i-am fost fidel! Ce-ai făcut? Pampon caută să te omoare, dar înainte să-și răzbune el, am să vă omor eu. Pe tine, pe didina și pe mine, da! Mițu! Mițu! Necă! Mică, vino-ți în fire, Nică! Lasă-mă! Nu te las! Lasă-mă! Nu te las! Wow! Nu pot să te las, lasă-mă, pentru că te iubesc! Numai pe tine! Te iubesc! Numai pe tine! Înțelege că e încurcătură la mijloc! Nu l-ai pus pe nebunul de pampon în cap! Dumneata ți l-ai pus! Vrei scandal? Vrei scandal cu orice preț? Da! Vreau scandal! Vreau scandal pentru că ai uitat de mine! Ai uitat de toate! Ai uitat că sunt ploieșteancă, Năică. Ai uitat că în venele mele curge sângele martirilor de la 11 februarie. Ai uitat că sunt revoluționară. Și o să storm o revoluție. Dă să mă pomenești. Hai, nu fi nebună. Ce o să faci? Ce o să fac? Ce o să faci? Ce o să fac? Ce o să faci? Dar
era aici. Da, sticluța. Ce? Ce, asta? Ha? Ah, păi da, așa. Nu, ține aici. Uite aici. Na, sticluța. Oh, oh, ne pun. Mamă, mamă. Taci că poate cineva. Nu știu, nu voi să știu de nimic. Voi scandal. Voi să mor. Vine crăcănel turbat. Cine? La băsătăl ăla care era aici. Ascunde-te, vine. Ascunde-te. Mamițo. Asta nu poate să rămâi în jos. Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule? Ce, domnule? Domnule, adică are aur, știi că a plecat de aici. Păi da. N-apuc să ajung în gol și auzi pe urmele mele. Pss, pss, bibicule. Pe mine mă cheamă Telemac. Mache, mache, mache. Nu mă cheamă. Eu merg înainte. Câteodată auzi iar. Pss, pss, bibicule. Când mă apucă cineva pe la spate de gole, zice, nu te faci că n-auzi, bebicule. Nu mă cheamă, bebicu, doamne, mă cheamă Telemac. Mache, mache. Mai, zice, ești un mizerabil de multe cauri. Ai înșelat o femeie, dar aia face cu un bărbat. Acum nu-i vreme de pierdută, până una alta, ca să știi cu cine aia faci, poftimă ar bune. N-apuc să răspunzi, domnule, și șar patru plus patru palme. Patru palme! Îmi aruncă pălăria, mi-o turpește. Până să mă plec să o ridic, e famosă să intru dresură și pleacă. Chiep sergentul, nimeni! A, dar trebuie să știu cine e mizerabilul ăsta. Cum îl cheamă? Știu eu cine e ăla. Păi este Dobitocu, care era din Eure aici cu dubleta când a venit eu. Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Nu știu. Trebuie să știi. Nu plec de aici până doar. Fac scandal, chem poliția! Iar m-a apucat! Și-ai venit iar la doctorie, lumea tăi! Nu mai merge tânărul meu! Doamne, spuneți-mi, cum îl cheamă? Ce e? Ce e, domnule, ce e? Domnule, un dobitor. Așa. Un infant. Așa. M-a insultat pe mine. Mache cu patru palme. Cadre pe mine. Aha. Pampon a fost. Auzi, treci dincolo, că i-a venit rău, nebune era. Ce dorești? Știi, s-o scoți! Scoate-mi-o! Ia! Ce-s? N-am vrei să stau, domnule! Spuneți-mi cum îl cheamă! Dar nu știu, domnule! Cheamă! De unde vrei să știu eu unde? Să știu cum îi cheamă pe toți mușterii! Gura! 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 Hai, domnule, azi din fund de tot! Hai, dezleagă-te! Dezleagă-te! Desleagă-te! Aha! Aici erai, bibicule! Ce-ați, domnule, bibicule? S-o vezi numai că nu-o scoți! Mă cunoști dumneata pe mine? Cum să nu, bibicule, a? Cum să nu? Ajutor! Săriți! Poliție! Am să-ți rup lasele! Domnilor și domnilor, românul e născut poet.
Asta odinioară, fraților, societatea noastră a progresat. Astăzi românul e născut poet și critic, câteodată și biciclist. El, domnule, știe tot, critică tot, dărâmă tot. Cu bucurie, cu însuflețire, cu frenezie, spurcă tot, domnule! Mizerabili! Așa. În sfârșit, domnule! Jos masca, pișeilor! Vai de greată țara asta! O să ajungă rău! Rău de tot, domnule! Fiindcă nu mai este patriotism, ci totul se vinde! Ce e asta, domnule? Niște lași, fără nimica sacru! Jos masca! Jos! Închipuiți, moșer, să-ți bată joc de poporul întreg! Dar asta gata? Nu mai merge! Gata! Unde-i unde Dumnezeu? Va să zică vii și invoci principiile moderne. Fă-te la bunătate și le aplică dumneata mai întâi principiile astea moderne. Da, cum n-a lucru? Tot principii moderne este? Care va să zică toporul tot principii moderne? Ai? E, lasă, lasă! Că nu mai suntem noi chiar așa de proști, pentru ca să nu știm ce va să zică principiile moderne europene! Principiile moderne! Liniștește, te faci palpitații! Da, fac palpitații! Dar nu pentru mine, ci pentru țara! Care va să zică? Să intre dumneata în casa la mine cu pumnalul, cu toporul, cu conspirații, cu comploturi și cu asasinaturi! Și eu să stau așa cu mâinile în șolduri și în loc să te iau de urechi, dar pe un măgar și să-ți zic destul până aici, nu-ți mai permit mai mult în țara mea! Ei, nu, eu vin pentru că să zic bravo, bine faci, te rog, dar chiar te rog să mai poftești și altă dată! Nu! Astea să le spui la alții! Asta nicio umanitate nu poate pentru ca să fie și dă-mi voi, domnule, pentru ca să zic că legea noastră penală prezintă o lacună, pedeapsa cu moartea. De ce nu? Dar am văzut cum se încurcă lucrurile în politică, care nu poți, pentru ca să știi de azi pe mâine, cum faci pentru ca să devii o complicațiune, domnilor. Voi chiar nu vedeți ce se petrece în Europa? Nu! Europa nu poate pentru ca să se înțeleagă. Asta e o chestie mare, mon cher. Lac, nu vorbi așa, îmi pare rău. Să ieși. Și ce-ați voi și noi? Ce-ați? Iar Rusia! Haia! Să vreau, domnule. Lăsat în casa publică o foarte însemnată lipsă de bani. A început controlul la toate casele de bani din capitală. Ai auzit ce-ți zis pe tot? Suntem rău, domnule. Rău de tot. Mereanghelache! Rău. Cu Nelia Înghelache începe, că e funcționat. Dar nu trai Nelia. De cât timp n-a mai fost cineva să-mi verifice casa? Dumneavoastră, știți câți bani îmi trec mie prin mână? Nii! Vezi dacă ești prost? Nelia Înghelache. Sute de mii bouze! Milioane mediocule! De câți ani n-a mai venit cineva să-mi verifice casa? Chiar de câți ani? De 11 ani. De când mi-am luat-o în primire. Vedeți să vă plăți că ești un funcționar? Corect! Corect? Dar de unde știu dumneavoastră că eu sunt corect? Cine poate crede de dumneavoastră că ești un cinstit din Angela? Eu nu vă permit să vă bate joc de vorbele mele, măgarilor! Că vă crea capul la toți! Angela! E tot din locul. Trebuie să dăm știre că vine controlul, că l-a dat inspectorul Italia la Lava. Să nu văd, dar să luăm cu vinișorul. Nene Angelache se împușcă, domnule. Să mergem! Carnaval! Viața zburdă de plăceri, de mascări și împerecheri. Thank you.
mecanismul, ori electricitatea lui Matei, nu știu ce e, dar lucrează strașnic. Au început să mă încălzesc. E bine! Unul de la noi, de la percepție, m-a învățat. Vrei să-ți treacă? Mănâncă, bea, de petrecere și magnetizează-te! Dar magnetizează-te, strașnic, cu Jamaica și mă magnetizez! Carl! Bine, 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 bine! Vedeam cu săracul dacă ar ști cum mă magnetizez și unde? Am aflat că umbli prin cafenele și pe la bal. Dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trebuie niciun gologan viu să-ți lungesc urechile, te iau înapoi la prăvălie și te pui la ipitropie, măgarule! Mie adică-mi scrie Nene Iancu, măgarule! Socoteala, Kendall și încă un rom! Ăsta e al patrulea! Ba nu? Al cincilea! Ba al patrulea! Al patrulea îl beți acum și cu unul pe care vi-l mai aduc, cinci. Așa! Ha, cu ăsta acum, da! A, așa, da! Oh. Lucrează magnetismul! I-am găsit leacul! Vezi ce e că nu știe cineva! Era la mintea omului! Durerea devine din măsea! Măseaua devine din răceală! Răceala devine din frig! Din cald, va să zică, devine că nu mai e frig! Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și a venit căldura! A venit căldura! A plecat durerea! Cald! Cald! Cald, cald, cald! Keller! Încă un rom și țav! 5 romuri, 1 și 50! 6! Mă nu, 5! 6! 5 cu ăsta care l-am băut! Și cu unul care mi-l aduce acolo! 6! 6! Și am să tachinez astă seară! Am să tachinez! Kellner, pe toate am să le tachinez! Oh, oh! Lucrează magnetismul! Oh. Băiete! Băiete! Bine, bine! O mască! Am să tachinez! Dă o bere! Bine! N-a venit n-aia încă! Prea iubita mea, Angela, s-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia noastră, prin respectivul tău pampon și o individuă. Trebuie să ne vedem de seară ca să spui cum curge în defavor toată intriga asupra romanțului nostru. Să juri că devine ca la teatru, pentru care nu cumva să lipsești de seară de la bal, cum ne-a fost vorba. Trimite-l pe Pampon să joace conțina și vino negreșit. Al Teodorant până la moarte, n-aie. 12 aproape și nu mai vine. Bonsoir, mască! Ce mai faci? Bine, mersi! Uite, bea o bere! Dar dumneata, ce faci? Și eu bine, mersi! Mă magnetizez cu o Jamaica! Îmi pare bine! Și mie numai puțin, parol! Să-l mai caut în bal! E, ce faci, mască? Te duci? Da, mască, mă duc! O bere, o plătesc! Și mie o Jamaica! Păi, nu mai stai nițel să mai beau un magnet și pe urmă te joc? Nu, mersi! Să te joc cu o conțină oarbă! Conțină oarbă? Să mă fi
cunoscând? Pe două consumății, șoguriță Mazu, strașnic otachinez. Mazu, m-a cunoscut! Strașnic am tachinat-o. I-a căzut polinezului istoria de la căciură. Da, acum să vezi cum o tachinez, vezi? Mască! Mască! Care vrea să zică să mor, hai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea, dar nu moare nimeni din asta. Dar dacă eu ai muri? Vezi tu lumea cu titlul ăsta? Te-am văzut trecând prin bal și am vrut să te mai văz odată, Luțu. Încă ai să mor lângă tine așa cum am trăit. Ascultă, nu mai ruga să mă jur încă o dată. Când am fost cu altul, dacă mă jura, mă crezi. Te crezi. Dragă, sănătate, se ochii mei. Să nu-mi poate de viața ta! Să nu mai ajung o zi fericită cu tine, n-am ce mai vrei!
seamă, i-am cu pampon. Îi mai zice și conțina cu 5 fanți. Vardiști de noapte la Poloiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat, dar precontează pe una din Dina Mazu, ex-marșandă. I-a luat urma de acasă, la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă iar la cafenea. Trebuie să fie aici. Am mințit pe Mița că mă duc la Ploiești și am venit. Mi-am pus mască. Să nu mă cunoască cineva și să afle Mița. Cum e ea geloasă? Am zis o bere! Vină, vină, vină! Asta nu poate să rămâie jos. Eu când îmi trage cineva palme, eu turbiez. Cu dinții, cu dinții la pup, nu-l las nici mort până nu îmi spune pentru ce, pentru ce mi l-a tras. Deschis, mă duc direct la el. Dar dacă o fi mascat, oh, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la urechi. Eu să mă picule, reagule. Nu mai poftești, hai? Să poftesc în pal, să-mi dea miserabilul. Dobitocul ăsta. Mă cunoaște. Mască, nu te las, trebuie să facem o polcă. Nu, mersi, mască, nu joc. Fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine. Strașnic, o tachinie. Ți-am spus odată că aștept pe cineva. Eu nu sunt cineva. Ba da, de când aștept pe cineva să mă duc acasă? Adică eu nu te poți duce acasă. Ăsta să fie că e prea obraznic. Vai de mine, mi-am găsit beleaua cu dumneata. Îmi scot sufletul. Ce să fac? Cum să scap? Mască. Da? Am să te rog ceva. Da? Așteaptă-mă un minut aici. Aici? Aha. Mă întorc îndată. Da, te-ntorci? Mai e vorbă. Să te-ntorci, să nu pleci până nu ne vedem că ai pierdut ceva. Eu? Da. Aș mofcui. Zău, de cum ai venit? N-ai venit cu pampon? Pampon? Vrei să pleci fără pampon? Pampon? Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul să-mi piază urma. Aș zic o tachineză. Mască, stai! Ia sunt pipicul, Neneiacule. Eu, Neneiacu, fugi de acolo! Ia sunt pipicul, Neneiacule! Nu mai poftești? Hai, poftim-te! Ce să poftesc, domnule? Știi că ești curios, dumneata, vezi? Fii atent! Ia sunt!
sunt pipicul! Bine, dumneata, poți fi pipicul, doar că asta e asta, eu nu sunt Nenea Iacu, Nenea Iacu e fratele meu! Da? Atunci, Neitu Iacu al dubitalii este o canalie! Dar pentru ce, domne? Asta mă privește pe mine! La asta privește familia, să mă ierți! Și-l aștept aici pentru că s-a multă lumăcine cu dumnealui! Să-mi spune numai pentru ce, a? Pentru ce mi l-a tras? Aș-l aștept degeaba, Nenea Iancu, e la Ploiești! Mofturi! E la București! Și are să vie! Îl aștept aici și am să te pui față și dumneata la tâlbăcire! Am să te pui față să vezi și dumneata pentru ce Nenea Iancu al domitare este o canalie! Nenea Iancu! Vine Nenea Iancu! Și asta cum mă cunoaște o să mă spuie! O să mă pui față! Trebuie să-mi piardă urma! Trebuie să-mi schimb costumul! Fuge să-i dai de știrea lumeță, Iacu! Trebuie să-l țiu de scurt! Trebuie să se fi dus acasă să-și ia pe Individa? Trebuie să vie împreună? Să vie! Să vie! Jur pe cea mai scump! Jur pe... pe statua libertății de la Ploiești! Care să fie o răzbunare! Un vermut! Voi să bea! Voi să bea! Pentru că nu e lumea altă durere mai mare decât durerea pe care o simțesc eu. Acum să... Puneți masca. Aha. Bună idee! Masca? Mă cunoașteți? Nu. Îmi pare rău, v-aș fi rugat ceva. Ce? Să-i scoți iar mânseaua? Cu plăcere, drăguță, dar n-am ostromentele. Ce ostromente? Pentru mânseaua? Da, din alea. Și ăștia sunt bărbieri. Aș, nu, nu, nu. Mânseaua, nu, nu mai scoți.
scoți, am găsit leacul. Călduri cu magnetism de Jamaica. Oh, ăla-i bun. A? Uite ce vreau eu să vă rog. Ce? Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște. Și n-aș vrea să mă recunoască. Ce ai de făcut? Păi, știu eu. Și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în baldă dacă te cunoaște odată. Nu e alta nimic de făcut decât să plecăm de la... Nu! Nu voi să plec! Voi să mai rămân! Voi să mă magnetizez! Voi să tac chidia asta! Am eu o idee! Ce idee? Costumurile voastre sunt de la grandirop sau particulere? Particulere? Particulere! Și al meu tot particulier! Al meu tot în particulier! Hai ca să ne schimbăm și apoi să mai poftească Bibicul să mă pune față cu Nenea Iam. Dar faină idee! Bravo! Haide! 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 La cabine de toaletă! Este adevărat că sunt tradus din amănșeală cu Bibicul, cu amantul femeiele. Femeia aia mi-a lăsat un bilet. I-am cunoscut slova, e slova din biletul către Bibicul. Îmi scrie... Îmi scrie să viu aici unde amantul ei se va întâlni cu amanta mea, cu Didina. Nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la mătușică să... Merg acasă, Didina nu e. La mătușică s-a, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, iar două perecă la poliție și o supui la intrigatoriu. Slujnica spune că Didina a plecat în costum polinez. Aici e. Aici am bal. Și Bibicul tot aici am bal e. Bibicule. Am să-ți rup oasele. Ai amăgit o femeie, o femeie. Ori cam unecoș și inimă zburdalnică. Am să-ți rup oasele. O mastică! Bine, bine! Să dau de Nene Iancu. Și l-am pierdut și pe frate-s. Pe ăsta nu l-am cercetat încă. Acum îl văz întâi. Eu sunt Bibicul. Bibicul? Da, Bibicul, Nene Iancule, nu mai poftești, ai? Dar îmi va să zic că mă căutai, Bibicule. Da, Nene Iancule? Și eu te căutam, Bibicule. Să-l dai! Amăgești o femeie, o femeie, ori ca un necoș, inimă zburdalnică, ha? Lasă-mă,
o femeie. El e mamă ci pe mine. Și moște, nu știu nimic la sufletul meu. Stai, stai, să nu dai după scanta. Spune-te-le, femeie. Nu știi bine, Didina. Nu cunosc pe nicio Didina. Ramanta mea o cheamă Miță. Da, ramanta ta o cheamă Miță. Dar ca un Mișel ce ești, nu te-ai mulțumit doar cu amante. Ai atacat-o și pe amanta mea, pe Didina. Ai nenorocit! Nu e adevărat! Am dovezi! Nu e adevărat! Am dovezi! Ai uitat un bilet de abonament la frizerie. Nu e adevărat, eu nu mă las cu abonament! Eu mă las la cap! Ai uitat un bilet de amor de la amanta ta? De la amanta mea? Da! Îți spui că e o încurcătură! Nu e nicio încurcătură, Mișelul! Nu e nicio încurcătură! Încurcătură! Amanta ta, Mița, îți scrisese de miercuri că Mangahaua pleacă la Ploiești! Mița! Da! Miercuri! Da! Ploiești! Da! Iar tu, ca un Mișel ce ești, te-ai dat pe furiș la amanta mea. Ai părăsit-o pe Miță și te-ai dat la Divina. Am să sunt oase. Oasele am să țin de rău. Stai, 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 oamenii să ne deslușim. Spun că e oameni nenorocire. Nu e nicio nenorocire, Mișelule. Amanta ta ți-a scris, ți-a scris totul. Ai nenorocit-o pe Divina, am să sunt oase. Oasele am să țin de rău. La Ploiești? Da, la Ploiești. Să fii cu putință. A 8-a oară tradus. Arată biletul. Mangafaua. Eu sunt Mangafaua. Mangafaua? Da, arată biletul. Ia, cacăl. Miță. Da, vrei să mă înșel, da? Apoi, Mangafaua, a 8-a oară tradus, să fii cu putință, domnule. A 8-a oară? Nu ți le mai spui pe ale la alții, că sunt cale mari. Numai una să te spui. Al șaptelea caz de traducere, în vremea războiului. Un muscal! Nu m-ar fi costisit să fi fost cu un muscal, fiindcă eu eram de la început pentru convenții. Știi? Muscalii luptau pentru cauza sfântă a eliberării popoarelor creștine de sub jugul semilunii barbare. Dar cu neamț, domnule! Cu neamț? Fă-ți idee! Ce traducere! Ei și? A plâns. Cu plec și acum. Și pe urmă am iertat-o. Și pe urmă iar am prins-o. Și iar am reiertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa cam de vreo 7-8 ori. Ce-mi ziceam eu, vorba dumitale, femeie, uite alunecoși! Inima zburdalnică! Până când, într-o seară, vin ca de obicei acasă, intru în sală, deschis ușa iatacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni! Inima începe să basă rău, a prins lumânarea și ce găsesc pe masă, doamne? Ce? Un
răvășel. Machi, m-am săturat să mai trăiesc cu ruble ștearscă, dumneatale. Nu mă căuta, am trecut cu neamțul meu în Bulgaria. În Bulgaria? Ce caută neamțul în Bulgaria? Nu știu. De desperare ce-am zis eu. Dacă n-am avut parte, de ce mi-a fost drag pe lume? Încă ai să mă fac martir al independenței. Și m-am înrolat de bună voie în Garda Națională. Volintir! Știi, ca să mai uit focul. Și închipuiește-ți dumitale acum. Și Mițica. Și Garda Națională s-a desfințat. Care va să zică este un bibicul? Să înțelege, n-ai văzut peletul? Care va să zică este un bibicul care devine în chestie de traducere și pentru mine și pentru dumneata? Firește! Doamne, nu mai plânge! Nu plânge! Ești volintir! Nu stă frumos unui volintir ca dumneata să plângă! Dacă nu pot să mă stăpânesc, e naturelul să-ți stoare. Doamne, nu mai plânge, am zis! Trebuie să-l găsim pe bibicul. Trebuie să-l regulăm. Auzi, dumneata, două! Da, cum adică să-l regulăm? Adică, lasă pe mine. Eu cunosc politica poliției. Da, trebuie să-i găsim. Didina mea e aici în bal și... Da, poate și Mița mea? Da! Da! Adică nu! Nu! În fine, ce-ți pasă, dumneata? Nu plânge, am zis! Ești volintir! Gata. Da? Lasă pe mine, să vezi cum ți-l îngheți eu, da? Da. Mița, Mița! Ce-i cu Mița? Mița, o mai iert acum. Ca dacă s-a mai întâmplat încă o dată, hotărât, mă însor. Bine! Haide! Guvernul își face de cap! Măi, dumne, dar ce să fie? Ce să fie? Statul nu vrea să se gândească! Statul nu vrea să se gândească. Politică? Nu, politichie. M-am putea zice că este chiar o persecuțiune. Nu există niciun fel de încurajare. Și asta e tristul numai pentru Luci, pentru toată țara! Pe străzi, în cafenele, peste tot, domnule, cu bune, rele. Noi ducem greu țării ăștia! Să fluier numai din buze și să umple doldura punga statului din care să vei pe urmă și să sugă țâță atâtea lipitori declarate și clandestine care trăiesc pe spinarea noastră. Nu, domnule! Nu vine statul cu o lege, nu mai merge! În urmare, trebuie să avem un ideal pentru țara asta care altminteri se prăpădește. Ne aruncăm cu indignare, protestăm cu îngășunare. Așa e! Statul nu vrea să se gândească. Nu e nicio încurajare. Poporul suveran, vox populi! Vox Dei! Tare! Și nimicul mare! Și dă voie să spun că e trist nu doar pentru noi. Da, ci și pentru toată țara! Dar o țară nu înseamnă nimic numai cu cereale și cu... Sarsavatul! Chiar și cu petrol! Poate că urlă toți cultură, educație! Foarte adevărat! Și mie mi se pare că literatura, arta, muzica, pădurea sunt cele mai înalte manifestațiuni ale mentalității unei națiuni. În definitiv, nu se prezintă cineva anume cu pântecele și cu organele inferioare, ci cu... cu gândire care face din om regele! Această stare de lucruri este intolerabilă, domnule. Uite! Așa este! Oricare țară, oricare popor are faliții săi. Anglia și-are faliții săi. Franța și-are faliții săi. Până și Austria și-are faliții săi. Belgia! Lasă-mă, domnule! Guvernul! Guvernul, da! În fine, oricare țară, oricare popor, oricare națiune are faliții săi.
numai noi să nu avem faliții noștri, ai? Cum zic, această stare de lucru este intolerabilă, domnule. Stăm rău, domnule, rău de tot. Să mergem! Da, nu mai mergem! Să mergem! Tot așa, așa, așa. Înțelege cineva? Te auzi, mășer, zi dumneata! Dracu caută Crăcănel aici. Aminte că se duce la Ploiești și vine aici în bal. Nu cumva Manga Faoasa are garduri? Ori o fi simțit ceva. Mi-am schimbat costumul, nici el, nici Iordache nu mă mai pot recunoaște. Dar unde-i Laie? N-ai unde și unde-i pârlitul de pampon? Să vedem. Dar istorie o să iasă. Crăcănel aici? Mița aici, Ampon aici, numai de-ar fi plecat, n-a ieșit din tine. Da! Scuți-mă, Mița! Uși de mine, miserabile! Nu vrei să-mi vorbești, ai? Ai crezut că dacă mi-ai furat sticluța cu vitriol, nu-mi găsesc alta? Ți-am păgăduit să-mi răzbun! Aaa, păi dacă e pe coada vitriolului, nu-mi place. Nu sunt n-ai, ce poftești? Sunt Iordache, n-a? V-ați schimbat costumul? V-ați schimbat costumul ca să mă jucați pe degete? Și-am crezut musiune că scapă cu atâta. Unde-i n-are? Nu știu. A plecat de mult din bal. A plecat? Da, și-a plecat cu cheile pe mine. M-a lăsat așa, pe din afară. Așa, pe din afară. Da, așa, pe din afară. Ezerabilul! Na! Costumul folosit! E Didina cu turcul, stai pe loc! Stai pe loc! Până aici a fost mai mult! Eu sunt Ampon! Stai aici! Eu sunt Mița! Mița! Nu e el traducătorul, traducătorul este îmbrăcat în turc! Ce ești turcat? Turcul care ne-a tachinat adineauri! Da! Da, sunt turcat! Stai aici! Lasă-l! Lasă-mă, domnule, ce ești turcat? Lasă-l! Dă-i drumul, dă-i drumul! Lasă-l, nu-i el! Nu-i el! Turcul e! Turcul care ne-a tachinat adineauri! Turcu! Da, hai, hai după turc! Hai după turc! Da, dama asta ce... Ei, e o damă! Hai după turc! Păi, păi, să nu-i spui lui Crăcănel! N-ai nicio grijă! Crăcănel al tău. Știe că mă cheamă Didina Mazu, știe de Pampon, știe că îi zice lui Pampon conținea cu 5 fanți. În sfârșit m-a cunoscut bine, de-aia mi-a schimbat costumul. Haide, n-ai să mergem, mi-e frică. Da, da, să mergem, dragă, să mergem. E târziu. Mă, tot aici sunteți. Plecați, mă, plecați de grabă. Pampon, Crăcănel și Mița, tu strevă, caută să facă scandal! Ce? Vai de mine! Dacă am putea să plecăm, dar fără să mai dăm prin bal! E, nu se poate, altă ieșire nu-i, calde! Așa sunt eu! Mă magnetizez, mi-e cald! Când mi-e cald, tachinez! Hai să facem o poltă! Hai să facem o poltă! Hai să facem o poltă și prietenii! Dracu să te ia! Hai să facem o poltă! Lasă! Hai să facem o poltă! Lasă! Goste! Ți-am zis că vreau să mă bază, bărbatul meu! De parcă pe mine nu poate să mă bază nimeni, i-am gust! Hai! Mersi, drăguță, dar ne ducem acasă. Acasă? Pe cu costumul meu? Ce? Bă, nu te las să pleci cu costumul, trebuie să-mi dai costumul. Ne mai întârzie dobitocul ăsta. Schimbă costumul și pace. Dar nu se poate. Mița cunoaște costumul. Păi și ce e de făcut? Băi, spune să mai rămână. Și ne strecurăm binișor și ieșim. Neică, neică, auzi? Dacă e așa, hai domnule să mai rămâne! Să mai rămâne! Să mai rămâne!
facem cadrile! În bal? Nu merg în bal! Oh, atunci aici am poftă să mă magnetizez! Pe unde veneam să mă păzăi! În joc o figură de op, până uită de costum și pe urmă o ștergem! Râsul, plânsul și nimicul
E tripticul și retlicul vieții triste de paiață. Rezistăm sau facem față, domnule? Întuneric! Cine are un chibrit? Aici e la bărbierul care a vrut să-mi scoată măseaua nevinovată. Nu degeaba Adrian vine voia să mai scoată una. După ce e casc de traducere dublă, își mai bate joc de noi. Ne duce din încurcătură în încurcătură. Nu mai încape vorba, aici sunt. Aici e Bibicul, aici e Didina. Și totul a devenit din cauza lui! Din cauza mea? Da! Da! De la dumneata! Cum adică din cauza mea? Băi, de ce ți-ai schimbat costumul, a? De ce ai îmbrăcat costumul turcului? Păi nu mi-ai spus dumneata că e nenea Iancu-n bal? Și apoi? E cum și apoi? Dacă mă prindea nenea Iancu-n bal, mă lua la băiești, îmi omora cariera de la percepție. Și dacă am fi sigur, sigur e Sibica e aici. Pentru că dumneata, ca un zevzec ce ești... Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Pentru că ești zevzec. Pentru că dacă nu tachinai cum ai tachinat, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Păi ce să-ți fac? Eu când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. Și nenea Iancu tachinează când are magnet, toți ai noștri tachinează, dar nu așa ca mine. Aveți, bă, că ne-ți spun eu că ești zevzec, ești zevzec. Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Pentru că ești zevzec. Aici sunt, vă spun eu că aici sunt. Nu ne-am ținut noi din urma trăsurii lor. Trăsura lor n-a oprit aici, în poartă. Aici sunt, aici e. O mască! Mască? Ia câte încă una! Și încă una! E caldă! E asudată! Numai ce a fost scoasă de pe obraz. E masca de Dini! Îi cunosc mirosul! Aici sunt! Aici, data asta, Bibicule, n-ai să-mi scapi. Trebuie să punem mâna pe Bibicule. Trebuie să-mi dea costumul meu. Trebuie să-l sfâșii. Cu dinții. Cu dinții am să sfâșii. Cu dinții. Cu dinții am să sfâșii. Cu dinții. Nu! Eu nu pot cu dinții. Dar trebuie să-mi dea costumul meu. O ușă după mine. Voi, poieților, oratorilor, prozatorilor, demonstranților, patrioților, trubadurilor, lăutarilor, toți cântați în cor, cu vers tunător, acest brav popor, patrie și onor! Risipim cuvinte, trâmbițăm idealuri, pălăvrăgii în pălăvrăgii. Trădăm plângând, râdem trădând. De ce? De ce? Carnaval? Fără oprire, fără odihnă, fără încetare. Nu mai sunt doare. Asta.
Nu e nimeni. Pe semne că au... Acolo la ușă! Să nu fugă pe fereastră! După el! Ce căutați noaptea în prăvăleile negustorilor? Căutam, Barbă! Ce persoană? Pe Bibi. Bibi, Bibi. Barbă! Care Bibi? Ce Bibi? Cum Bibi? Moftul! Aici nu șade Bibi! Știe domnul subcomisar cine șade aici? Ia-i, domnule subcomisar. Sunt fungași. Hei, eu fungași! Așa umblă îmbrăcați fungașii, hai! Dar oamenii de treabă! Așa umblă îmbrăcați! Pe unde ați intrat? Pe ușa! Ușa! Ca treabă dumneata! Cum au intrat pe ușă? Au spart-o, domnule! Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei? Aș, vorbă, vine. Vorbă! Iordan. Da. Știi ce vreau să te rog, Iordan? Am o listă de loterie, Iordache. Siri? Iată! Iar? Un franc număr. Au mai rămas încă trei numere. Ce? Un portabac cu muzică. Are numai două cântece. Aveam și eu un număr. S-a și tras la anul nou. Ei? Tot eu am câștigat. Iordache, hai mai încearcă o dată. Bine, data lui. Să nu ce-am tot. Ia la secție, domnule. Las că regulez eu. Leonardo, să vedem de ultimul de timpul. Hai pe vină, bă! S-au adus? S-a adus. Dacă mă lua la poliție, închipuiește-mi, domnule, s-a plăcut nenea Iancu că m-a luat la poliție. Care nenea Iancu? Păi nu ți-am spus nene Iancu, bogăsierul din Ploiești. Dar închipește-mi, domnule, să afle nene Iancu că m-a luat la poliție. Lasă asta, spune-te, mai doare obrazul. De ce? De măsea? Aș, am magnetizat-o. Nu de măsea, mă! Da ce? De vitrion. De vitrion? Ce vitrion? Care ți l-a aruncat în ochi la bal. Mi-a aruncat și cu vitrionul, măi? Cine mi-a aruncat cu vitrionul, măi? Da, mă, de! Da! Mizerabilă! Uite, ești plin de pește. Aș, aia a fost cerneală violentă. Am cunoscut-o după miros, m-a stropit și în gură. Cerneală violentă. Știi, la noi la percepție, când pic cerneala pe concept, odată cu limba. A, o șterg. Dar închipuiește-l, domnule. S-a plăcut de ea, că m-a luat la pol. Lapte venit! Ordu lapte venit!
Mare istorie! Am înghețat așteptând afară în frig. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Trebuie să puteți când vor intra aici Nai și Pampon, să ies pe fereastră și pe aici mi-i drumul. Se poftească pe o urmă domn Pampon acasă în costum de bal. Să-l judec eu. Auzi, mișcă! O femeie! O femeie! V-ați speriat? Pardon! Mă recomand! Mița Baston! Mersi! Și eu, Didina Mazu! Ce cauți aici? Madamo! Dar dumneata ce cauți aici? Madamo! Eu? Eu sunt la amantul meu! Și eu sunt la amantul meu! Amantul dumitale a fost, era amantul meu, iar dumneata ca o infamă mi l-ai furat. Una din noi două trebuie să moară. Să vedem care, poftim! O, nebunilor! Fetelor! Fetelor! Să nu dați la oglinzi că sunt cu chirie! Unde e infama? Mai curat ca la normă! Acu-i acu! Ho! Ho! La femeie! Da! Bine, veniți-vă, mă! O femeie! Gata, mă! Veniți-vă, dracului! În fine! Vine Pampon! Vine Crăcănel! Crăcănel? Da, Pampon și Crăcănel vin acum aici, de la secție. I-am scos eu de acolo, că erau închiși. Acum, de bucurie, Pampon și Căcănel vor să facă cinste, s-au dus să cumpere băuturi și mezeluri. Hai, fetelor, hai, fetelor, nu e vreme de mofturi. Vrei să te lase, Pampon? Ba nu! Vrei să-l lași pe Căcănel? Eu l-aș lăsa pe Mangafaua pentru tine, dar nu pot. Pe ce? Trebuie să-mi fac o carieră. Păi fă-ți-o! Am fost să intru la telegraf. Oh, electrică ploieșteancă, ai și? Nu m-am primit! Pe ce? Zice că n-am încă vârsta! Păi vezi, vezi, nu mai e mai bun Crăcănel că nu mai întreabă de vârstă! Hai, fetelor, fetelor, fiți mai cuminți, că-i... Iordache! Bă, fetelor, fiți cuminți, că de altfel mă supăr pe amândouă! Iordache! Amu! Fetelor! Păi, mă, dracului, dacă n-ascultați! Ascultați și voi, ca să știți cum i-am liniștit pe aia. Să știți și voi ce... Nu pune mâna! Să știți și voi ce să spuneți, cum s-o potriviți! Gata! Hai să mergem, nu care cumva să ne mai prindă pe aici! Domnule! Ce? Vin! Mă aștept, domnule! Haideți să punem o dată capăt comediei astea! Hai! De azi dimineață! De azi dimineață asta merge într-un așa! Doamne, îți prevești odată istoria asta? Domnule Iordache! Ei, domnule, ai văzut că nu suntem pungași? Da. Stăpâne dubitare, domnaie, ne-a scos de la secție! În persoană! Da. Domnule Crăcănel! Foarte urât din partea dumneavoastră! Nu mă cheamă Crăcănel! Da, așa e! Mă cheamă Mache Razachescu! Foarte urât din partea dumitale, domnule, să te porți astfel cu noi. Noi venisem aici pentru bibicul, nu pentru ce credeai dumneata. Nu avem de un astfel caracterul. Dar ce s-a făcut cu ăla Bico, nepotul lui Nene Iancu, Bogasieru? Pe el de ce nu l-a luat la secție? Pe semne că a fugit ca un laș. Da? Uite, mie... Nu mi-e frică de ce s-a întâmplat. Da. Dacă ai câștigat și porta bacul... Hai! Muzică! Ați spus și dumneavoastră la loteria Epistatului? Da. Da. Mai rămăsese două numere, pe unul am pus eu și pe unul amicul. S-a completat. A murit Francul. A, și domnul Naie unde e? Domnule! Dar mai vreau de dragoste, paie ce te ții mereu mai de mine. Hai, tu ești pentru mine o pacoste, hai, și nu poți ca să mă las de tine. Salutare, Neica! Salutare! Mă,
Hei, domnule, ești un bărbat, trebuie să spui. Hai, nu că ești frizier, dar ești galant, domnule! Foarte galant, foarte! Ai făcut și mie și amicului mare bucurie. O să-ți rămânim datori pentru toată viața, pentru câte ai făcut pentru da, noi. Da, da, da. N-aveți de ce, îmi pare rău, dar datoria se întâmplase la mine în casă. Nu, zău, ai făcut foarte multe pentru noi. Care va să zic că, Bibicu, erai dumneata. Vezi bine. Bate-te, bate. Dar Mangafaua nu eram eu. Ias! Nu. Mangafaua era ăsta. Uite, fete, e pitropul. Bate-te. Nu, zău, neică, năică. Dacă ne întâlneam azi dimineață când am fost întâi eu aici, îmi spuneai, numai decât îmi spuneai cum de s-a întâmplat că ai legat cele două borcane cu pomăduri pe care le-a cumpărat Didina de aici, cu cele două bilete. Și ne lămuream, frate, ne lămuream, dar eu prost. Prost? Da, prost. Să nu întreb măcar de Didina. Biata Didina. Și eu, care credeam că-i bilietul mieții. Gata, liniștiți. Gata, calmați-vă, ia. Auziți? Da. Se pare că s-a oprit aici un bici. Ia. Domnule! Ce? Două dame. Vin două dame. Două dame? Ce se caute la mine? Două dame. Două dame? Da, două dame? Poftiți, coniților! Didina, îți explic eu acasă. Micio, îți spui acasă? Niciun cuvânt mai mult. Hai de acasă, bibiloi. Hai de acasă. Zău, frate, a fost doar o întâmplare. Da, și o încurcătură. Da, simplă încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură. Da. Cum se întâmplă întotdeauna în carnaval. Carnaval de... Domnilor, să ieșim la distracție. Mama ei de viață! Miță! Prizeți pe catapult! Prizeți, dar nu știi ce galant e! Porcilor, eu nu sunt pentru râturile voastre. Singur. Am să mă mănânc singur. Doare? Viața doare, idioților. Eu sunt propriul meu inspector general în control și mareșal în toate. Oamenii corecți nu au voie să se lasă controlați.
Asta e amestecă la oaltă cu asasinii. Singur. Dar poate... Oare puteți voi înțelege? Nene Aghelache! Seară? La 5? Bine! Nu bine, dragă, nu bine, dar negreșit! Da! Ați șoptit? Ce ai șoptit? Ce ți-a șoptit? Ai miț, o miț, iar încep, ești nebună! Auzi? Așteaptă-mă mâine seară, dar la 8! Bine! Azi dimineața s-a găsit la șosea spânzurat un om bine îmbrăcat în vârstă ca de 40-45 de ani. Din ordinul procurorului, cadavrul asupra căruia nu s-a găsit nimic alta decât un plic
cu adresa Angelache M. Mărunțiș în monede noi de nichel ca de 70 de bani și un ceasornic de argint cu monograma AM. A fost transportat la morgă. Bravo, din Angelache. Da. Mai bine moarte decât dezonoare. Costache! Lache! Costache! S-a deschis! S-a deschis! Costache! Lache! Ce s-a deschis? Ce? 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 S-a deschis! S-a deschis! S-a deschis! Ce s-a deschis? S-a deschis? S-a deschis casa de bani a lui Nene Angelache! Ce? Îi lipsește mult cât? Nimic! Ah, s-a găsit în plus un pol de aur românesc de 70 învelit într-o foiță de țigare. De ce? De ce, Nene Angelache? Uite-l. Zâmbește. Parcă zâmbește. Carnaval. Carnaval. Din carnaval în carnaval. Fără oprire, fără odihnă, fără încetare, fără epuizare, fără sfârșit, de săvârșit. Întrebări? Ceva spune, nu? E bine așa pe lună, nu? Hai! Carnaval! Ce dimineață! Ce răcoare! Și ce singurătate! Thank you.
Thank you.